Dragi prieteni, bună seara! Bine v-am găsit în cadrul emisiunii Oameni și Fapte. Avem alături de noi astăzi pe sportiva Liliana Maria Dragomir, cetățean de onoare al municipiului Caransebeș. Bună seara! Și antrenorul și soțul tău, Călin Dragomir. Bună seara! Dragi prieteni, i-am invitat alături de noi pentru că sunt în aceste zile foarte fericiți și noi suntem ca și caransebeșeni fericiți alături de ei pentru că, iată, Lili, cum o știe toată lumea, a câștigat un premiu foarte, foarte important în Serbia. Este Cupa Națională, sau cum se numește exact, a Serbiei, un maraton al Serbiei, 50 de kilometri, dacă a reținut. Bine, ai bătut un record personal și un record național, dacă spun bine. Da. Felicitări! A fost campionatul național al Serbiei de 50 de kilometri, de 100 de kilometri, de 12 ore, de 24 de ore. Acum așa se practică. Sunt mai multe etape, mai multe probe și voi vă alegeți la care vreți să participați. Tu ai participat și la 100 și la 50 sau doar la 50? Doar la 50 am alergat și am alergat 3 ore 20. Nu, 3 ore 16. 3 ore 16. Lasă-l pe antrenorul tău, că el a fost cu mintea limpede, tu acolo a trebuit să te întrebă și pe tine, exact, dar el a fost cu mintea limpede și cu cronometru în mână, mă gândesc, nu? Da, bineînțeles. A făcut un nou record național de 3 ore 16 minute și 28 de secunde, bătând vechiul, între ghilimele, că nu e chiar atât de vechi record național, de 3 minute, da, 3 minute, 3 ore 32 de minute și 30 de secunde. Deci mie mi se pare așa incredibil când spui că alergi 3 ore. Deci, și să mergi 3 ore, sau cum să zic, să conduci 3 ore cu mașină, ești obosit, dar nu te să alergi într-una. Cum reușești, Lili? Pentru că acum deja ai o experiență și o să ajungem și acolo să te întreb pe ce bază sportivă te pregătești. Că și asta e foarte important. Alegi de mititică. Ai început la domnul profesor Dragomir, nu? Unchiul tău, Călin, nu? Da, bine, da, domnul profesor emerit, care salutăm cu ocazia asta, mai ales că, iată, a și obținut o distinție importantă, este vicepreședinte al Federației Române de Atletism. Felicitări și pe această cale. Da, cu domn profesor am început și baza și tot ce facem este clădit și de domn profesor. Noi, când am pornit în 2020, deja baza era făcută. Deja aveai câteva cupe, da, câteva diplome înainte. Amândoi am fost instruiți de domn profesor. Și tu ești atlet, ai fost de mic? Am fost atlet de mic, mulți ani petrecut și în echipa națională. M-am lăsat din cauza unei accidentări, am făcut o ruptură de ligament încrucișat posterior și a trebuit să mă las. Chiar în ultimul an de facultate. Cam știm cu toții ce înseamnă sportivii, rupturile de ligamente, de menisc și așa mai departe. Deci ai început cam de la ce vârstă? La 12 ani am început. La 12 ani, cam târziu așa pentru copii, că acum am văzut că se practică de la 5 ani, 6 ani, performanță la copilași. Da, pe atunci... De unde ești? Nu ești din Caransebeș, așa? Nu, sunt din Cornuțel. Din Cornuțel. Sunt ucraineancă. Ucraineancă, da. Da, și... Domnul Dragomir tot îmi spunea să am răbdare. Ai venit întotdeauna de bună la început. Întotdeauna că ești pe viteză și că ești pe curse lungi, așa, tot timpul pe rezistență. Mi-a explicat domn profesor Dragomir că ai răbdare, o să faci probe lungi. În 2013 am alergat primul meu maraton și anul acesta am alergat 50 de kilometri. O provocare pentru mine. 50 de kilometri, doamnelor și domnilor, nu știu, mi se pare extraordinar de greu. Vedem la televizor, uite, vezi, că vedem, aplaudăm, apreciem, dar cam atât. Cred că sunt prea puțini oameni născuți pentru așa ceva. Și până la urmă totul cred că vine din perseverență și din muncă, pentru că eu te văd alergând și în oraș, și în zona Teiușului, și în zona stadionului, și în zona mănăstirii, te-am văzut de multe ori singurică acolo pe drumul tău. Mai nou alerg și pe stadionul din Pipirig. Ia. Ne-am mutat în zonă și mi-e mai aproape, ca să traversez tot orașul, mi-a 10 minute ca să ajung în Teiuș. Dar este stadionul, este cosit acum recent, se poate alerga. În spatele salii polivalente, nu? Da, da. Deci, copii, dragi copii, se poate. Dacă vreți să o vedeți pe Lili Dragomir, o găsiți acolo la stadion. Se poate face și pe stadionul din Pipirig. Tu ai avut așa și un pic de întrerupere, ești mămică, ai luat-o tot...
practic de la zero, că știm și noi ce înseamnă să te chinui din nou, să-ți recuperezi condiția fizică, că până la urmă asta e vorba, de vorba de condiție fizică și de toată munca asta clădită pe fiecare mușchi din corpul tău. Da, am avut 65 de chile. Am avut 25 de chile în plus. Am revenit, sunt tot la 40-41 de chile acum. Contează foarte mult și greutatea în alergat. Da, foarte mult. Două, ca și la boxere, adică deja se vede, te încetinește, nu? Da, și articulațiile suportă greutatea, presiunea la fiecare pas. Da. Pentru maratonul ăsta din Serbia, care au fost pașii ca să vă pregătiți? Nu neapărat partea asta fizică, pentru că am condiția fizică, nu o înțeleg. Călin, este o simplă înscriere? Trebuie să ai, să fii omologat la un club, să fii, nu știu, în echipa națională a României sau cum e? Care e procedura? Nu neapărat. Noi ne-am înscris printr-o prietenă care este atletă în Serbia. A vorbit cu cei din Federația Sârbească de Atletism, m-a pus în contact cu unul dintre vicepreședinții de acolo, am vorbit cu el și am reușit să fac înscrierea. Și totul apoi a mers normal. Înainte de maratonul ăsta de 50 de kilometri, ai mai participat la ceva în lunile precedente? Ca să înțelegem pregătirea ta, contează foarte mult, că până la urmă e ca și o deschidere în fața ta, știi că ai un obiectiv 50 de kilometri și tu trebuie să-l îndeplinești. Am fost cred că până la urmă te gândești doar să treci la îndesoțire, nu cred că te gândești să ajungi până acolo. A fost o cursă și foarte dificilă, psihic, pentru că am avut 95 de ture de făcut. Faptul că unde, am 95 de ture pe ce mine, zonă? Stadion? În parc. În parc, în zona parcul parcului. A fost de 530 de metri. Mamă, deci la un moment dat pierzi și șirul turelor. Da, să faci, puteți mai mult să faci așa într-o 90, până la 95. Da, la 25 de kilometri i-am spus lui Călin, mai am atât, am intrat într-o panică și îmi tot spunea. Era pe margine, era pe margine, se da, încurajau. Da, când pe dreapta, când pe stânga, era ca un stadion. Deci a fost circuit. Da, și când mă duceam cum pe dreapta, cum pe stânga, a picat puțin psihic. După vreo 3 ture, 4 și-a revenit, i-am spus să fie tare că poate. Am încredere în ea, știu ce am muncit atâta timp și să lase frica și să dea drumul la pas. Ceea ce a și făcut. Și am mai avut un mic ajutor de la un concurent care e și campionul Serbiei la 24 de ore. A ajutat-o ultimele 24 de ore. A făcut un efort suplimentar și acel băiat. A rupt ritmul, fiind oarecum și periculos pentru el după mai avea în jur de vreo 3 ore. După 21 de ore de alergat era și periculos să facă acele ruperi de ritm. A rupt ritmul Da. Pentru Lilii, mai ales când toată lumea de acolo... A cunoscut sau a simțit că tu cedezi în momentele alea? Și au auzit că tot se striga în microfoane... Că va bate recordul național. Extraordinar. Și atunci când a văzut că am scăzut ritmul, a venit și hai în fața mea și tot... Eu m-am ambiționat, că am văzut și mă gândeam, Doamne, de câte ore aleargă, merge acest om. Eu mai am câteva ture de făcut, pot. Și m-am motivat și au alergat cu mine. După m-a lăsat să fac eu turele mele, că a ținut doar 2 sau 3 ture cu mine. Da. După a revenit, Călin mi-a spus că a mai venit și ultima tură cu mine puțin. Eu am uitat. Era în lumea ta, știi, da, că trebuie să alergi. Da, da. Și partea bună a fost că am fost buclă și tot timpul m-am gândit și Călin îmi spunea, gândește-te că este cineva în fața ta și tot timpul trebuie să depășești. Am alergat, la fete am fost singură. N-am mai avut adversare. Deci a fost practic o competiție a bărbaților și tu ai fost singură pe feminin, sau? Da, și la bărbați n-am avut cu cine să alerg la bărbați la 50 de kilometri, pentru am avut, dar a fost slabi. Uh-huh.
Au alergat 3 ore 31 de minute. Băieții. Următorii doi. Uh-huh. Primii de la masculin. Și când ai știut că bat timp acolo? Că până la urmă, după ce ai depășit 3 ore 24 de minute, cât era recordul? 3 ore 32 de minute. 3 ore am știut 32. Undeva pe la 30 de kilometri, că totul merge, când am văzut că și-a revenit și am zis, totul merge ca pe roate, mă așteptam pe la 3 ore 20, 3 ore 25 să meargă. Am văzut că chiar menține, practic și-a bătut și recordul cel are pe maraton. Nu e oficial, că nu putem să spunem că e chiar oficial, că nu se ia ca și record, dar a trecut cu 30 de secunde mai tare decât propriul record pe maraton în această cursă de 50 de kilometri. Și l-ați și omologat recordul ăsta? Sau cum se procedează? Da, imediat după ce a făcut recordul la 50 de kilometri, am sunat la federație, l-am sunat pe unchiul meu să întreb următorii pași ce trebuie făcuți și am aflat că trebuie să mergem imediat în București pentru testul doping. Mm-hmm. Pentru a fi omologat recordul și pentru a prinde... Deci sunt anumite proceduri, da. Da, după un record. Și ați fost la București, că eu așa am vorbit cu voi. Erați în drum spre București. Da, 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 direct. Am făcut un popas de 4-5 ore. În Timișoara, în Timișoara să dormim puțin. Dar ce ciudat, adică ești clar că vii din Serbia. Ești bine, dar și ei, probabil că e foarte important testul ăsta doping. Am întrebat în Serbia dacă există la competiție. Mm-hmm. N-au avut. Și atunci trebuia să facem acest lucru. Și se face aleator, nu cred că se face decât la competiții din astea. Dacă se face record național, trebuie mers. Uh-huh. Altfel n-au cum să-l omologheze. Și ați rezolvat problema. Da, adică da. Sunteți cu record național. Și record test național, făcut. Test făcut. Și zâmbetul pe buze. Da, și mai bine, ieri am aflat de la Federația Internațională de Ultramaraton că Lili în prezent ocupă locul 5 mondial. Wow! Deci cu timpul ăsta te duci pe locul 5 mondial. Este da. Cel mai bun rezultat al tău, nu? Să zicem, în această probă, da, și prima dată când aleargă, pe probe așa lungi, da, e cel mai bun rezultat, dar ca probă neolimpică. Uh-huh. Ca probă olimpică rămâne cel de la maraton. Și cursele de 10 km alergate anul acesta. Pentru că acelea punctează, alt ranking se face altcumva. Deci la probele olimpice. Sunt valorificate sub altă formă. Da, dar până la urmă, locul 5 mondial, o caransebeșancă, pentru noi cred că e cea mai mare mândrie. Felicitări! Mulțumesc. Spune-ne până aici, până la 50 de kilometri, că asta e interesant. Uite câte cupe ai venit aici, ce reprezintă, ia-le pe rând. Vreau să ne povestești și despre acest titlu de cetățean de onoare, că poate că... pentru noi nu reprezintă, să zicem, ca și simplu cetățean. Se gândește lumea, sau poate că poate eu m-am ști gândit, se duce acolo, să pune într-un colț și asta e. Dar uite, ai venit, e primul pe masă, deci pentru tine cred că înseamnă ceva. Da. Hai să le luăm pe rând. Ce ai aici? Ce diplome ai? Ce cupe? Cu ce ai venit? Cele mai importante, cred că. Da, acesta este trofeul din Serbia. Ne-ai pune-l un pic chiar în mână să-l văd și da, eu. Da, este ceva... Deci, fantastic, este o sculptură în miniatură, da. Realizată, mă gândesc, de cel care s-a gândit la organizarea maratonului ăstuia. Da, de ultramaraton. Ultramaraton. Ultramaraton, așa se numesc. Deci probele au fost de două femei în maraton, tu și cu cea care te aștepta da, la finish. Da, da. Să nu mai foarte spun că am fost singură. Da. Așa, am cel mai mare trofeu Adidas și mei, cei... Ăștia câte premii ai câștigat așa? Sau acum i-ai ăștia pentru Serbia? Acesta este modelul în care alerg, dar nu i-am adus cei uzați, uh-huh. să zicem, ca să mă urmări masa, da. Noi putem face reclamă, că nu cerem drepturi de autor, nu vine nimeni la casierie, am vrea noi, da, asta e. Îmi protejează picioarele. Se vede că are un silicon. Călin poate să vă povestească mai multe. Pernele acestea de aer de la ei, au o placă de carbon care ajută foarte mult și spuma aceasta foarte mare. Deci este vorba de închietură, de lovitura cu... Da, te propulsează puțin în față. Uh-huh. Foarte... Îți diferiți de puțin, atât da. Și ea de sport cu crampoane, ce eram obișnuiți la atletism da, pentru da, probele scurte. Diferit.
Și această spumă protejează foarte mult gleznele și, și genunchii. Mm-hmm. Nu mai cunosc durerile de glezne, de, de genunchi. Da. Apropo de dureri, toată lumea spunea și am văzut foarte mulți antrenori spun treaba asta, contează foarte mult suprafața pe care alergi. Contează mult zgura când ai început de mic. Apoi în sală acel cum se numește? Sinteticul. Așa. Dar eu pe văd pe tine, apropo de nu mai contează durerea, eu te văd pe ciment, pe asfalt, pe... contează sau până la urmă, uite, fac minuni Adidas și ăștia? Dacă sunt alergătoare de maraton, probele se organizează doar pe șosea. Mm-hmm. Nu avem posibilitatea de a alerga pe altă suprafață. Da, vreau să te întreb, contează sau sunt doar mituri? Treaba asta cu alergatul pe diferite suprafețe. Câteodată ne protejează că în picioarele, nu mă ținem doar pe șosea. Mm-hmm. Mergem pe pistă, facem antrenamente pe pistă sau mergem să facem spre mănăstire prin spate, pe lângă Timiș, Sebeș, ca să evităm puțin șoseaua. Uite, asta e dureros în Caransebeș și asta l-am auzit și pe domnul profesor Dragomir și nu numai pe domnul profesor, cred că toți antrenorii se plâng de condițiile astea, bazele sportive în Caransebeș. Măi, vin oameni ca voi și aduc medalii pentru Caransebeș și noi nu avem unde să facem antrenament. Voi sunteți, ați concurat, tu ai concurat la un club sportiv din Arad, sau? Da. Concurăm. Din Arad. Din noiembrie 2020. Deci la Caransebeș, de asta vreau să vă spun. Întrebam pe domnul primar când se dă drumul la clubul ăsta sportiv municipal, pentru că, uite, se pierd valori, se duc în altă parte, reprezintă alte orașe și noi ne mândrim doar cu tine, că știm noi că ești a noastră, dar vorba aceea, titlul trebuie să-l aduci acasă. Nu trebuie să-mi răspundeți, este o întrebare retorică, nu ține nici de voi, nici de mine, e clar că trebuie să investim în baze sportive, pentru că vin din urmă generația, am văzut foarte mulți oameni, părinți, care duc copiii la stadion de la cel mai fragil de vârstă, că de asta am întrebat de când ai început tu. Deci la 12 ani, uite, nu trebuie să duceți copilul de la 5, 6 ani, 7 ani, la 12, 13 ani, când deja știe ce vrea în viață, cred că atunci ai știut clar, Pot să vă povestesc și da, am fost descoperită. Dar vreau înainte să povestești aici, uite, se mai uită, sunt oameni care se uită și mă bucur că se uită și te felicită. Aici felicitări, vă felicit pentru performanțele mândri de voi, bravo Lilie, ești forța, sunt oameni care se uită la noi și ne mulțumim și pentru mesaje și puteți să mai scrie și în continuare, nicio problemă. Hai să o luăm, cum zici tu, de la început, să-mi povestești cum ai început tu să... În clasa să iubești atletismul, practic. Da, în clasa 6-a, la ora de educație fizică, mi-a fost doamna Petruța Ivanovici Mieta. Acum mi-este colegă la școala gimnazială Poiana Buchin. Eu predau la clasele primare, doamna predă la gimnaziu. Și cred că asta e cea mai mare mândrie ca profesorul. Da, adică mulțumesc! Că m-a văzut la ora de sport și ne-a dus pe foarte mulți la concurs, la Caransebeș pentru școală. Atunci am venit pe locul 2 pentru școală și după mi-am luat revanșa la următorul concurs și am câștigat. Îi mulțumesc pe această cale doamnei și acum sunt și eu profesoară de sport. În satul și tricoul cu România, tricoul echipei naționale. În satul meu natal, în Cornuțel, predau 10 ore, Dălinești și Poiana Buchin. Aoleu, pe toate satele, da, uite. Dar îmi place ceea ce fac, copiii mă iubesc și apreciază munca mea și doresc și ei să vină la atletism. Și și-au dorit. Și... Păi puterea exemplului. Ce face doamna, așa trebuie să facem și noi. Pentru că iubesc pe doamna, așa se întâmplă de obicei. Da. Și ne alegem... Eu nu i-am obligat așa sau să insist foarte mult. Păi nici eu n-am fost obligată de nimeni să fac. Părinții mei îmi spuneau, Lili, nu mai alerga atât, așa de mult. Și eu la fel, crede-mă. Mama, când vedeam hainele... Mi se pare un sport atât de greu.
Dar cred că este un sport cumva și cu jocul, cu puterea minții aici. Cred că este o relaxare și o putere de influențare a ta, a psihicului tău, să depășești anumite limite, că până la urmă despre asta e vorba, să putem să ne depășim pe noi. Da, eu tot timpul am fost rea cu mine. Eu tot timpul am vrut să, tot timpul am vrut să demonstrez. Dar prin ceva bun. Dar copiii din ziua de astăzi, numai prin prostii, ies în evidență. Asta e, TikTok-urile, telefoanele mobile, tabletele. Dar că toți suntem în preajma evenimentului, săptămâna trecută, sâmbătă, a fost o acțiune foarte mare pe stadion, în Parcul Teiuș, dedicată Zilei Copilului, și chiar m-am întâlnit cu domnul profesor Viziru, om ieșit la pensie, care vorba aia a fost la o viață profesor de sport la Traian Dod, a fost director la Clubul Sportiv Școlar, a avut prin mână, i-a trecut prin mână generații de elevi și spunea: măi, din toate activitățile astea ce frumos a organizat primăria, dar n-am văzut un profesor de sport să vină să dirigeze copiii ăștia aici, să-i ordoneze un pic, să-i coordoneze. Erau terenuri de badminton, de tenis, de fotbal, de volei, de tenis de câmp, tenis cu picior. Erau copiii și atât. Poate că a fost organizată manifestarea în afara orilor de program. I-am spus la domn profesor și zice: noi veneam din voluntariat, din plăcerea coordonării și arătării copilului pe o anumită direcție. De asta spun, poate nu sunt numai copiii de vină. Suntem poate cu toți implicați în actele astea de educație, de sport. Poate că în timp se va schimba ceva. Țin minte că noi jucam volei cu niște Adidas drăgășani, niște tenis drăgășani. Și apropo de tenis și de Adidas, știu că mama, vă spun, când venea locația, tot timpul: mergem să-ți cumpărăm tenis. Ce era de blugi din aceea, de la piață. Da. O locație erau tenisii mei. Locația copilului. Da, și pentru abonament de tren făcea deiței la oameni prin sat, ca să pot să vin la atletism. Și așa, lună de lună, așteptam alocația sau femeile să aducă să facă mami deiței. Așa ca este. Așa se pleacă, de jos. Da. Parcă satisfacția e mai mare. Eu nu uit. Parcă satisfacția e mai mare când te auzi vorbind așa, și cred că și pentru tine. Hai să ne spui și despre diplomele astea. Ce mai ai aici? Diploma din de lângă Călin, prima. De lângă Adidas. Și aici este numărul de concurs de anul trecut, de la campionatul mondial de semi-maraton din Polonia. Ia să vedem. Deci ai purtat numărul 201. Da, 201. Ai alergat cu 201. Da, și mi-am făcut la acest curs. S-a desfășurat în 2020, a avut loc în pandemie? Da. A fost singura competiție majoră de atletism organizată anul trecut, acest campionat mondial de semi-maraton, adică 21 de kilometri. Unde s-a ținut? În Polonia. În Polonia. Da, în Gdynia. Unde mi-am făcut și record personal, o oră 14.02, zic bine. Da. Mi-am îmbunătățit pe semi-maraton timpul. Este o performanță. A contat și locul la sosire sau pentru tine a contat foarte mult partea asta de îmbogățirea performanței personale? Asta a fost cel mai important. Când alergi la semi-maraton, maraton, cel mai important este timpul. Și automat și locul vine de la... Mm-hmm. Și pe ce loc ai ieșit acolo? Pe locul 71 mondial. 71. Din câți participanți? Nu știu, de 90? 90 și ceva, dar trebuie să ținem cont că la aceste campionate mondiale pot veni doar 4-5 sportivi pe țară. Deci nu se poate veni mai mult și n-a venit fiecare țară cu atâția sportivi. Au fost țări care au venit doar cu un sportiv. De asta întreb, pentru că au fost condițiile astea de pandemie, pentru că au fost foarte, foarte mari restricțiile. Și teste, când am ajuns la hotel. Și toată organizarea cu mască, adică să stai în toate cercurile aia închise, că a fost, nu? Ședința tehnică. A fost totului tot foarte bine organizat. Cum am spus, când am ajuns la hotel, am făcut testul, am stat circa o oră jumate. 4 ore am stat.
După test. Patru ore după test să vină, să ne spună dacă suntem pozitiv sau negativ. Ne-au ținut într-o cameră. Da, pe un fel de carantină. Da, 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 și abia după aia ne-au dat drumul la cazare. Acolo, la masă, trebuia să fim cu masca pe față, mănuși de unică folosință, până ne puneam la masă. Când ne ridicam de la masă, dacă mai vroiam să luăm ceva, la fel, mănuși, mască. Deci, condiții stricte. De asta știu că s-au anulat foarte, foarte multe competiții internaționale, că de asta vorbim de pandemie, că s-a întâmplat totul așa la nivel mondial și au blocat foarte multe competiții. Apropo de aceste performanțe ale tale, această calificare, adică locul ăsta întâi, cupa asta sau cum se numește, din Serbia, îți dă dreptul să participi la campionatul mondial, spun bine? Da. Da, deci... ne dă dreptul de participare la campionatul mondial, mai ales că e și record național și a îndeplinit paremul pentru această competiție. Acum trebuie să vedem ce va hotărâ Federația Română de Atletism, dacă va trimite sportivii sau dacă nu îi va trimite. Așteptăm deci un răspuns totul depinde de Federația Română de Atletism. În mare parte, da. Mai citesc din mesaje pe aici, pentru că, uite, colegul meu, Dorumine, tot bagă sub nas și eu, iertați-mă, dragi prieteni, dar asta este. Modestia întotdeauna a creat oameni mari, spune cineva. Acum pare foarte frumos totul, dar cât știu câtă muncă este în anii petrecuți în frig, în ploaie, pentru rezultate obținute în atletism. Și probabil că nu se referă doar la tine, pentru că, într-adevăr, este un sport în care trebuie să... Adică nu cred că există sport să nu trebuiască să muncești. Mie îmi place să stau acasă când plouă și să aud sunetul ploii, dar trebuie să-mi iau și echipamentul să ies afară și pe frig. Îmi ia câteodată jumătate de oră ca să mă echipez, poate chiar o oră. Dacă îmi pornesc și câte două ore. Și nu mai oprez. Da. Nu mai contează. Pornirea de acasă este problema. Da, după deci, ce pornesc... Și mă gândesc că e zilnic antrenamentul ăsta. Zilnic și de două ori pe zi. Și de două ori pe zi. Da. Acum când predau de luni până joi, un singur antrenament. Da, vineri, sâmbătă, duminică, avem și două. Da, stadion bine. Și da. Cursă de ploaie. Cum... Da. Lavinia Călina, cred că o și cunoști. Da, am fost și la nuntă. Da. Te salută din Anglia și te așteaptă, vă așteaptă, de fapt, așa îmi scrie aici pe bilet, ne vedem și în Anglia. Da. Ne vedem. Da, frumos. Frumos că, uite, sunt oameni care apreciază ceea ce se întâmplă la nivel de Caransebeș și această emulație sportivă, pentru că trebuie să spunem că nu sunteți singuri. V-am chemat pe voi pentru că, iată, voi acum sunteți momentul și ne bucurăm foarte mult că putem... Am dat știre și atunci când s-a întâmplat, acum aproape o săptămână, câteva zile în urmă. Dar am vrut să vă vadă oamenii, pentru că una e să citești o știre, să te bucuri, să te felicite lumea, ai avut foarte multe comentarii și felicitări la postare, dar e bine să te cunoască lumea, pentru că prin puterea exemplului, așa cum spun, demonstrăm și la alții că se poate, în primul rând, și le dăm șansa celor mici să cunoască pașii ăștia mici spre performanță. Și spuneam că nu sunteți singuri pentru că s-a creat așa o emulație la stadion de atleți. Atleți care poate că nu s-au regăsit în copilărie sau la vârsta adolescenței și s-au reapucat de acest sport, acum la vârste mai tinere, așa încoace. Atleți care fac de plăcere și atleți care fac de la clubul sportiv școlar performanță. De acolo de unde ai plecat și tu, după ce ai terminat vârsta junioratului. Nu? Că așa se întâmplă. Clubul sportiv școlar este alături de tine ca sportiv până când ți se termină vârsta junioratului. După care, din păcate, așa cum spuneam un pic mai devreme în emisiune, deocamdată Caransebeșul nu promite altceva. Adică o secție la care să se regăsească și sportivii seniori. Până la urmă că adevărata performanță aici se simte la vârsta senioratului. Tu câți ani ai acum, Lili? Te întreb așa, nu contează că ești doamnă. Acum suntem între prieteni. Astăzi am 30 de ani, dar peste 7 zile am 31. Deci chiar am nimerit-o cu emisiunea asta. De ce nu mi-ai spus că o făceam peste 7 zile? La mulți ani îți spunem de pe mulțumesc acum. Mulțumesc frumos. 31 de și ani. Și o fetiță de 3 ani.
Elsa deci Maria. Deci mi s-a părut că așa repede după vârsta juniorului tău și căsătorită, ai făcut și copilul și te-ai apucat din nou de sport, dar de fapt tu, Doamne ferește-mă, tu ai 30 de ani, dar unde sunt anii ăștia? Că zic că undeva aici, la 23-24 de ani și nu glumesc. Mulțumesc. Mi se spune foarte des lucrul acesta, mai ales când mă duc în cabinete, mi se spune, dar pentru cine luați adeverință când am fost pentru titularizare? Dar pentru cine luați adeverință? Pentru mine. Păi câți ani ai? Chiar așa, tu ai terminat o facultate, adică totuși. Da. Așa e și da, fac 30. Pofti? De asta spun, cu vârsta, cu vârsta parcă vine din ce în ce și mai mare greutatea și apăsarea pe acele încheieturi, pe acele articulații, pe genunchi. Eu mă simt foarte bine. Cum ești cu sănătatea, da. Foarte bine. Și sunt mai fericită decât ca adolescentă. Eu așa mă simt, mult mai fericită. Pentru că acum poate faci din plăcere și atunci poate ți se spunea, du-te, fă, da. Lili, fluiera și cineva la tine. Și acum mi se spune. Și acum mi se spune, du-te, fă. Că nu se poate altfel. Nu cereți, nu îi spui, mai lasă-mă. Câteodată, da, îi spun, da. Dar când ești antrenor, dacă e soț, mai lasă-mă, gata. Da, îi spun, da, gândește-te și la mine, totuși. Da, da, performanța nu se face stând în casă și să ne uităm pe Netflix sau pe YouTube sau pe TikTok. Lăsați-ne mai nou. Lăsați-ne pe noi ăștia care stăm în casă seara. Și așa, el se uită, dar eu trebuie să plec. El se uită cu Elsa la desen, eu mi-au Adidas și cronometru și am plecat la alergare. Bine, avem zile când vine și Elsa și Călin pe stadion și am avut zile când venea Elsa la ora 7 dimineața cu noi. Încă deci de dormea. Mică o pregătești pentru performanță, da, să înțelegă, îi place să alerge. Câți ani are acum? 3 ani ai spus? 3 ani. Mulțumesc. O luam în căruț și dormea încă jumătate de oră în căruț și restul alerga pe stadion și eu bucăți. Foarte cu minte, n-am avut niciodată probleme cu ea să nu doarme nopțile. E doar cazurile de febră acum. Alea sunt și normale. Ce spui? La 3 ani cât bate așa? Când se duce? Ieri are facultate 500 de metri pe stadion și cu mătușa ei, cu moașa ei au alergat. Eu am făcut înainte antrenamentul și după aia am stat eu. Știi, s-ar întreba oamenii sau te-ar întreba personal, dar de ce alergi? Dar de ce faci treaba asta? Că n-ai, în afară de partea asta frumoasă, lucruri materiale, bănuți, buget, nimic. De ce alergi? De autodepășire. Să mă depășesc pe mine. Și nu e un sport bănesc. Nu e un sport ca fotbal unde semnezi contractul de $1,000,000. Bine, nu știu dacă da, România, din păcate, da, la nivel din păcate, european nu, și mondial. De asta ne-am și angajat. De asta m-am și angajat în învățământ. Și Călin, și tu ești profesor de sport, nu? Da, da, sunt profesor de sport la școala gimnazială Băuțar. La Băuțar. Deci când plecați de acasă cam așa, nu? Da. Unul în fiecare direcție. Cu cea mică la grădiniță și apoi fiecare la... Da. E atribuția lui să ducă pe Elsa la grădiniță. Eu mă duc în drumul meu, el o duce pe Elsa. Ai putea să astăzi spui că am dus-o și eu și nu i-o plăcut. Poți să-i alegi la cornuțel, să zic așa, nu? Da, da. Și pe perioada de pandemie 2020 nu știam că o să fiu la Poiana Buchin. Am făcut traseul în fiecare zi. Da, te duci pe la mănăstire, cobori în Poiana. Ocoleam zona... Mă alergam prin spatele stadionului pe dâlmă, mergeam spre mănăstire, dar nu pe șosea, pe lângă apă, pe lângă râu și ieșeam spre Poiana Buchin ca să nu întâlnim foarte multă lume pe perioada de pandemie. Și alergam spre Poiana Buchin și acum mă gândesc, eu mi-am creat acest drum să fiu și profesoară la Poiana Buchin. De sport. Da, de aia zic. Uite, zice cineva că acesta este planul pentru Paris 2024. Ce faceți voi acum și... Nu? Da. Da, da, acesta este planul. Vrem să alerge Lili. Poți să și maraton. Răspunzi oamenilor, că văd că te uiți pe telefon și poate chiar îi cunoști. Eu nu da, cunosc e eu, domn oameni. Profesor Damaschin, Ioan Damaschin, din Timișoara. Da, care s-a pensionat acum.
Profesor de atletism, așa? Da. 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 Vă urează succes. Deci vă urmărește. A fost prezent și la primul meu semimaraton din Timișoara, când am fost înscrisă la 10 km și am încurcat traseul și m-am dus pe semi și am terminat proba și nu prea au fost de acord adversarele mele că am fost înscrisă la semi și am fost o surpriză pentru... am fost înscrisă la 10 km și am fost o surpriză pentru semi. Și atunci a intervenit domnul profesor Damaschin și a spus Danci, atunci eram Danci, Danci va fi o sportivă valoroasă. Și acum când uite, mă și gândesc... Uite, face două cicluri olimpice, mai face, mai poate face în proba de maraton. Și atunci a intervenit domn profesor și mulțumesc că cuvintele lui m-au motivat. Da. Poate a uitat, domn profesor. Nu cred că de asta e prezent aici și te urmărește. Nu cred că a uitat. Să știi că oamenii în vârstă, profesorii care au contribuit la performanța generațiilor, nu uită. Au fost câteva cuvinte valoroase pentru mine. Dacă ne întoarcem la cupele astea de pe masă, ce avem aici? Aici avem un concurs de la Timișoara, am adus... Imediat după mondiale, următoarea deci săptămână, da. A fost așa, adică și aici o provocare, da, o încheiere. O încheiere de ani. După mondiale. De ce? Ai simțit că mai trebuia să alergi, sau? Da, am zis să facem o ieșire în Timișoara și... Și ați plecat cu cupa. Pentru că anul 2020 nu știam ce ne mai poate rezerva cu concursurile anulate, amânate. Am zis... Hai că este aproape de noi și mai alergăm și pe acesta. Parcă așa au discutat. Da. Aveți competiții unde alergați și împreună? Sunt din astea maratoane feminin, masculin sau nu? Da. Da? Da, da. Sunt. Și aici, în Serbia, am alergat și fete și băieți împreună. Nu, tu cu Călin zic. Nu! Eu nu mai alerg. Când ai zis că s-a încheiat cu operația... Mai alerg din când în când așa pentru mine, dar nu mai. Și eu am făcut pe bicicletă foarte mult. Pe bicicletă. De-aia am făcut alte probe. Am făcut viteză, 400, 200 și garduri, 400 garduri. La mine n-a fost mai lung. La ce faci ea pentru mine și așa mi se pare foarte greu. Pe bicicletă, când facem 20, 25, 30 de kilometri. Ia să văd, poți te întreba. Adică oricine așa mi se pare foarte greu. Trebuie să mai și alergi. Adică... E, când mergem, de obicei mergem, ori facem o tură pe centură, că sunt cam 22 de kilometri. Alergi pe centură? Da, dar este și Călin lângă mine cu bicicleta. Am nevoie de hidratare. Mi se pare doar periculoasă centura. Sau mi se pare că așa vin cu viteză turiștii ăștia. Sau mergem spre Muntele Mic. Câte 15 km până acolo, 15 înapoi. 15 km. 30 de km. Da, 30 șoferii sunt destul de protectivi. Da. Nu vin foarte aproape de noi. Și este banda de urgență. Banda de urgență, da. Unde mai loc, suficient. Nu alergăm pe banda. Dacă ne referim la partea asta de campionate naționale, ce urmează? Ce mai aveți? La nivel de țară, poate sunt în străinătate ceva campionate internaționale? În momentul de față așteptăm să vedem ce se va mai organiza, sperăm să nu se mai anuleze nimica. Din cauza că Lili, dacă va fi trimisă de federație la această 50 de kilometri, nu avem voie să alergăm probe mai lungi de, să zic, 40 de kilometri. Deci avem niște restricții, că se spune să nu intre în oboseală. Deci proba de maraton nu putem alerga, dar putem, în schimb, să alergăm 10 kilometri, semi-maraton, probabil acela va fi următorul concurs pe plan național, campionatul național de semi-maraton. Păi bun, dar de ce înainte? Cât de repede vine? Aveți timp să vă pregătiți la... Pentru mondiale? Pentru mondiale. E 31 octombrie, în Taipei. Deci anul acesta? Da. Deci nu mai aveți timp. Adică este chiar da, și ceea ce se spune mult chiar prea e... multe să nu intrăm în oboseală. Da. Deci 31 octombrie să notăm în calendar. Și atunci e vorba de partea asta financiară, dacă federația să te trimite sau... Da, asta e problema. Dacă federația cumva nu va avea bani să ne trimite, atunci trebuie să vedem
să ne căutăm sponsori pentru deci a putea pleca la mondial. Deci te pot duce și individual cu sponsorizare. Da, dar trebuie să ne facă federația înscrierea și atunci pe bază de sponsorizare putem să mergem. Numai să dar te-ai gândit cam cât ar costa? În jur de 3.000 de euro. 3.000 de euro. Toată deplasarea. Pentru o persoană? Doi. Pentru două persoane. Păi nici nu e așa mult, 3.000 de euro. Auziți, dragi prieteni. Vrem să ne vedem campioana la campionatele mondiale. Da, federația va mai participa și cu alte, la alte probe, nu? Adică nu sunteți singuri. În Taipei se ține doar campionatul mondial maratonul. De 50 de kilometri. 50 de kilometri. Deci, practic, sunteți cam singuri acolo, dacă ar fi să... Mai avem sportivi din România calificați. A, de ce aia întreb? Da, mai avem la băieți. Baremul este 4 ore, sau? Ceva de gen. Da, este baremul. Ar putea fi sportive. Acum depinde de federație. Păi acum ce să vă spun, nu? Avem și noi un reprezentant la federația asta, nu? Da. Avem și noi contactăm o mare valoare acolo. Unchiul meu a spus că ne va susține cu... Păi da, se face buget. Să fim primiți pe totul și un campionat mondial. Asta zic, adică nu vorbim despre orice concurs, e vorba de campionat mondial. Participare la nivel mondial, să fie reprezentat Caransebe și România, că și vorbim de România, la nivel mondial. Mare lucru. La Olimpiade, cum e? Cum stai? Când e Olimpiada? În 2024? Următoarea, da. Da, 2024. Acum, 2021, dar a fost prea din scurt. 2021, că a fost amânată din 2020, da. Așa? Deci de aia, că e din 4 în 4 ani. Și când acum? Adică când? În Paris, în 2024. Da, deci 2024 Paris. Acolo? Și aici avem trofeul de cetățean de onoare. În 2017, când am fost gravidă, am fost desemnată de domnul primar Felix Borceanu. Da, în cadrul festiv de 1 decembrie, da, țin minte. Știu că eu am venit într-o rochiță și pantofi, am crezut că o să fie în sală. În sală. Și repede m-am dus, mi-am luat hainele mai groase și eram și gravidă și toată lumea a fost protectoare cu mine. Deci cetățean de onoare și... și Elsa. Elsa, da. Elsa a pus numele după personajul din filmul Prezorat de toți copiii. Elsa. Și a spus și Maria că sunt poartă numele și al meu. Da, ce frumos. Deci de azi că ați luat amândouă titlul de cetățean de onoare. Da, și mulțumim domnului primar pentru tot sprijinul acordat. Acolo au fost mai multe personalități, parcă a fost alături și sportiva de tenis, Patricia Țig. N-ai fost în aceeași perioadă? Mădălina. Ba da. Și Loredana. Și Loredana Ocâi, da. Și Ilie Cosmin la atletism, tot atletism. Da. Da. Pompierul atlet, cum îi zicem noi. Da. Deci, iată că... Și acum recent, acum două zile, administrația locală, primarul Felix Borcean, a înmânat titlul de cetățean de onoare medicului chirurg estetician Sing, Happy Sing, cum și toată lumea, și domnului profesor Constantin Brătescu. Felicitări pentru aceste distincții, vă spunem și noi de aici. Felicitări! Dacă vreți să mai adăugați ceva, dacă vreți să urați cuiva ceva, dacă vreți să mulțumiți la final cuiva, noi vă mulțumim vouă, în primul rând, mulțumim ție, pentru că uite ce surpriză plăcută și ce bucurie ne faci nouă, ăstora care stăm acasă și urmărim știrile. Mulțumesc sponsorului meu care este alături de mine la antrenamente și în concursuri, în mod special Izostar. Și de ce un sponsor? Izostar? Da, este din 2015-2016 și 2017 mi-a fost sponsor. Am întrerupt cât am fost gravidă și anul trecut am refăcut contractul cu ei. Și clubului CSU Arad pentru susținere și lucrării. Și lucrării, da. El e cu
suferi când acolo. Când sunt nervoasă, mă suportă. Haide. La bucăți sunt foarte nervoasă atunci când îmi spune că ai 20 de bucăți de... Ai când auzi de bucăți, ea parcă îți dă cineva cu piatra în cap. Să nu-mi spună numărul total, că așa le accept. Mai câteva, auzi, schimbă. Schimbă un pic tactica, nu mai zic are 20 de bucăți, zic mai ai câteva bucăți. Și se mai adună după aceea câteva bucăți și uite așa le duci la capăt. Așa este. Mititică. Câte chile ai spus că ai? 45 de chile? Nu, e prea mult. 45 de chile pentru 1,56 m, e prea mult. 40 de chile. 41 de chile. Deci, mâna asta de om, dragi prieteni, o mână de om, iată, a venit cu atâtea medalii și cu atâtea cupe la noi aici în emisiune. Îți mulțumim, vă mulțumim. Îți mulțumesc ție că o sprijin pe ea, e foarte important. Și e bine că, uite, vezi, s-a căsătorit tot cu un sportiv. Cred că în familie e important să se înțeleagă soțul sau invers, soția, să se înțeleagă partenerii. Pentru că multe ori ești plecată de acasă, multe drumuri, multe cantonamente, toate astea se strâng în timp. Și dacă n-ai avea susținere, uite, de asta îți mulțumesc eu, Călin, pentru că o ajuți pe Lili să ne aducă aceste performanțe frumoase. Și îți doresc cât mai multe, că asta contează. Satisfacție personală, așa cum spuneai, timp bun, reușit atât pentru tine, cât și pentru performanța națională. Că uite, vorbim de lucruri mari aici, de performanțe naționale, de timpi bătuți la nivel național, locul 5 în lume, asta o să-mi rămână, locul 5 în lume la 50 de kilometri, Lili Dragomir, dragi prieteni. Vă mulțumesc încă o dată și vă aștept și după 31 octombrie, nu știu cât durează, și sperăm că vei ajunge acolo la, că nu cred că ne împiedicăm de o sumă atât de mică. Și dacă cumva ne împiedicăm, veniți în emisiune, spuneți, facem știri, facem, dragi prieteni, facem o ediție specială de strângere de fonduri, pentru că vrem să fie Lili la mondială, la 50 de kilometri, la maratonul de 50 de kilometri, spun bine, da? Alergare, 50 de kilometri. Ultramaraton. Ultramaraton este. Adică mai mult decât maratonul, da. Că sunt 50 de metri. Maratonul începe de la 21 kilometri, de kilometri, da? Cam semi-maraton. Maratonul e 42 de kilometri. 42, și 195 da. De metri. Uhum. Acesta este maratonul și ce este peste 50 la da. Ultra. Succes în continuare. Mulțumesc. Și mulțumim. Dragi prieteni, aceștia au fost Lili Dragomir și Călin Dragomir. Lili Dragomir, care iată este locul 5 mondial la ultramaraton 50 de kilometri. Toate cele bune.